În challenge-ul nostru au rămas doar doi participanți, Melissa și cu Mircea. Și astăzi, eu nu doar cred, ci sunt convins că voi reuși să sparg tăcerea lor. Tu crezi că vei reuși? Eu am ieșit din challenge doar din cauza că tu m-ai amăgit. Iar ei nu o să facă greșeala aceasta, eu sunt sigură. Mircea și cu Matei stau în camera Melissei. Probabil că și ea e la masă. Trebuie să intru și să văd. Așa și mă gândeam. Deci vine prima încercare de a sparge gheața tăcerii. Eu am pregătit pentru voi o provocare de la care cu siguranță voi auzi vocea voastră. Nu ai nicio șansă. Mai bine dă-ne câte 1000 de lei și nu te mai chinui atâta. Voi credeți că eu nu am nicio șansă? Mami, ia vină încoace! Hai să le arătăm lor un exemplu! Ce m-ai chemat, tati? Ce vrei să faci? Vino aici să le arătăm lor cum se gândele. Ce? Ai la dispoziție 30 de secunde să vedem cât vei rezista. Pregătește-te! Și nu trebuie să vorbesc, da? Nu, gata! Să vedem cât vei rezista! Stop! Dacă rezist, intru în challenge înapoi! Îi las! Niciun sunet! N-ai rezistat nici 10 secunde! Iar voi, cu atât mai mult! Hai, să văd în față! Să începem de la Matei! Băieți, eu cred că nu are nicio importanță de la cine începem! Oricum veți pierde toți! Gata, gâștile! De fapt, rațele mute! Hai, începem de la Matei! Apoi trecem la tine. Matei la noi este foarte sensibil. Nu e mai sensibil decât Melissa, spre exemplu. Dar acolo e o altă temă. Matei, să începem. Niciun sunet, da? Rezistăm noi. Hai, hai, 5 secunde. Nu reche așa. Nas. Hai! Hai, hai, Matei! Hai, încă un pic! Hai, pe la gât, așa! Hai, Matei! Hai, hai, că știu că... Ce, Matei? Reziști atâta? Ok, întoarcem trenul amintrelea. Matei, ce e asta? Ce s-a întâmplat cu tine? Eu doar priveam și abia de-am rezistat să nu râd. Dar îți imaginezi? Încă să reziști 30 de secunde de cât de lapă. Hai, să începem. Hai, Mircea. Hai, Mircea, știu că vrei să râzi. Nu ține, nu ține. Dă-i drumul la voce. Hai, spune ceva, Mircea, pentru toți. Spune, gata! Hai, hai, spune, spune, Mircea, gata! Bine, atunci facem așa. Hai, Mircea! Hai, Mircea! Hai, Mircea! Mircea! Hai, Mircea! Hai, Mircea! A rezistat și el. Iată tu, Melissa, cu siguranță că nu te ții nici 5 secunde. Ca și mami. Hai, Melissa! Poate nu trebuie? Trebuie, trebuie. Hai, așa, până la o parte și începem procesul.
Melissa vrea să arate că nimic nu simte. Fața ei abia de un zâmbet. Așa. Hai, Melissa. Hai. Imite sunete. Sunete vreau. Hai că ne apropiem. Stai. Păi dacă nu reziști la acest challenge, atunci ai pierdut challenge în general, Melissa. Mircea, eu știu că tu vrei să câștigi challenge-ul, dar nu ajută pe tati. Lasă Melissa să reziste. Bravo, Melissa, ține-te. Melissa, te rog, bunuțele, ca și toți. Așa. Hai, Melissa. Și începem. Hai, Melissa. Hai, spune ceva. Spune, gata, ajunge. Spune, ajunge. Următorul challenge va fi foarte sever. În următoarea rundă, ei vor țipa, pentru că nu vor dori să bea ce le voi turna eu în pahare. Avem 3 pahare cu 3 băuturi misterioase. Una gustoasă, alta așa și așa, iar a treia scârboasă. Un suc de grapefruit. A doua băutură așa și așa e moarea de roșii, pepene, castraveți și ardei. Și cea mai tare băutură din această rundă va fi uleiul de măsline cu îi place oare. Alo? Scuze, te sunt mai târziu. Sper că nimeni n-a auzit că am vorbit. Asta a fost suc de portocale, dar vin gogoșarii în oțet. Tonul le place tuturor, dar iată uleiul de acolo. Nu prea. Doar mirosul ăsta. Stai că nu prea am. Suficient. Apă minerală carbogazoasă. Fasole. Păstăi de fasole. Nu-mi place să le mănânc, dar nu încă să le mai beau sucul. Într-un final, băutura scârboasă. Aici este apă simplă, în care voi pune ceapă. Și ca să fim cât mai siguri, o stoarcem una. Am început să plâng. Ceapa e foarte iute. Copiii, vă aștept să aud vocile voastre! Îmi era dor de ele! Tati, de ce ne-ai chemat aici? Da, aveți în fața voastră 3 băuturi. Una scârboasă, alta așa și așa și una destul de ok. Păi, tati, tu ai încurcat challenge-ul! Păi aici eu vreau să aud cum voi refuzați să beți din paharele voastre. Regula 1. Trebuie să guși din pahar și să scrii pe tablă ce este acolo. Regula 2. Dacă nu poți ghici ce băutură este acolo, o beai până la capăt. Tu ce, tate? Vrei să vomităm aici? Nu! Un pic, așa, numai să gustăm. Sau poate refuzați toți și banii rămân la mine. Mie oricum e tot una, am pierdut. Hai, fii ce-o fi. La început va alege Mircea, pe urmă Melissa, după aceea mami. Hai, Mircea, care ți faci? După miros! Albastru?
Ce-i și mie îmi rămâne galben. Ce e acolo, tati? Scrieți în comentarii ce este aici. Ce este în paharul meu? Eu nu știu ce noastră aveți voi, dar haideți să vedem cine este din challenge. Mircea începe. De paie mai jos. Și? E bun? Oh, înseamnă că la noi, Melissa? Uuuu, Doamne! Și ce e acolo? Mircea, n-ai ghicit, atunci va trebui să bei sucul până la capăt. Da, poate să-l bea. Deși la tine era suc de grapefruit. Hai, Melissa. Mai jos? Stai că paiul roșu. Înseamnă că e ceva picant acolo. Hmm? Ce-i? Mai jos paiul. Sau e ceva foarte consistent și nu merge prin pai. Mai jos paiul. Ce, Melissa? La un moment dat îmi părea că Melissa îi place. Apă cu foarte multă ce? Sare? Apă cu sare, tati, a pus! Să zic că nu are dreptate Melissa, nu pot! Că într-adevăr, murătura se face din apă cu foarte multă sare! Cum? Și, mami, e rândul tău! Ce e aici? A, tu trebuia să bei! Să ved eu! Gata, știu ce e asta. Când eram mică, beam foarte mult pe stomacul gol. Ulei de măsline. Nu o să uit niciodată acest gust. Atât de mult am sperat să zici că e ulei de floarea soarelui. Să nu-ți dai seama din prima și să beai până la capăt. Așa ceva nu poți să confunzi cu nimic în lume. Păcat că mama mi-a picat uleiul data trecută. Dar sper de data aceasta să țipați voi. Acum alege Melissa. A, tot așa? Ok, Mircea. Bine, bine, albastru. Mircea, Mircea. Hai că mă pui deja pe gânduri, oare ce am eu? Mircea, ai ghicit de data aceasta, de aceea nu-l bei până la capăt, îl beau eu. Tu intenționat ai băut, ca să nu avem noi după ce bem scârboșenile astea! Așa e! Hai, Melissa, bea! Hai, Melissa, spune odată ce e acolo! Hai că Melissa îi place, mai vrea! Sau nu înțelegi ce e acolo? Dar atent, dacă nu ghicești, îl bei până la capăt. Supă? Rămasă? Ce? Supă rămasă de la carne? Bine, Melissa. Îl bei. N-avea mult.
Cât am putut, am stors. Răbie până la capăt și după aceea îți spun ce e acolo. Wow, are și sediment. Ola, Melissa. Chiar parcă-i... Melissa, ieși din challenge? Căzi de carne. 1000 de lei pleacă la Mircea? Ia să vedem. Cum n-ai putut ghici, Melissa, ce e asta? Hai, bea. Mircea a ghicit. Da, ulei de ton și va trebui să-l dăm pe tot. Mai bine, tati, puneai suc de torn. Nu ce? Ai bea tu în locul Melissei? Bine, până voi acolo vă clarificați, eu am să beau din sucul meu. Nici nu vreau să mă gândesc ce mă așteaptă. Amar, iute, sărat și acru. Tati, parcă sunt ardei iuți marinați. Cum, mami, ai ghicit? Melissa, ai reușit să-l bei? Nu eram sigură, dar am ghicit. Iată, de la următoarea îți spune. Ce? Da. Eu meleg roșu. Cum se spune pe la noi? Sughiț bun. Eu încep. Зямы де картофти, аста. Мами, найгичит, есть зямы де пестей де фасоле. Прикарь ва требуи са обей пына капот. Я оркум ам пердут челленджу, ашак ну ма поть импуне са бяу аста. Пыкат, дар ну ира чел мэ скрбос. Ай, Мелиса. Mircea de fiecare dată a băut suc. Dar tu? Ce e acolo? A, uita, tu nu poți vorbi. Bea prea mult. Mircea, dacă două runde ai băut doar sucuri, uite că scârbosul într-adevăr e la tine. Și e cea mai tare. Uf, succes! Sau părăsim runda. Oh, uite ce-a făcut! Ține nasul! Mai vrea? Oh, nu cred! Ce e acolo? Ceapă cu apă! Mircea, n-ai ghicit! Beală pe tot! Aici este apă cu ceapă! De unde ți-a venit așa în minte să faci apă cu ceapă? Mai vrei, Mircea? Obiectivul meu nu era să degustați băuturi, ci să strigați în voce tare că nu vreți să participați la acest challenge! Să și să ieșiți cu toții din el! Ați rămas. Eu nu mă dau. Să vedeți ce vă așteaptă. Acum atenție, cei cu inima slabă, vă rog frumos, nu priviți mai departe, dați skip. Pentru că ceea ce a urmat a fost foarte crunt. Mircea, îți propun să cedezi. Dacă accepti, îți voi da 30% din câștig. Adică eu voi lua 700 de lei, iar ție îți dau 300. Dacă îmi dai 60%, bate în palmă. Maxim îți ofer 400 de lei, nu mai mult. Atunci ține-te bine, eu voi câștiga premiul, iar tu nu vei avea nimic. Încercam cumva să scot din voi măcar un sunet. Apropo, deja este seara. Nu vreți cumva, poate să mâncați, să beți ceva?
Spre exemplu, o șaurma? Eu vreau foarte mult. Niciodată nu am încercat șaurma. Dar mie nu-mi este foame, îmi este sete. Bine, vă organizez. Ție o șaurma, iar ție, Mircea, un pahar cu apă răcoritoare. Imediat vă aduc. Acum atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Poftim! Mirisa, șaurma. Mirciulică, paharul tău cu apă răcoritoare. Vedeți că am grijă de voi. Mircea, dar tu bea tot. Nu vreau chiar cu orice preț să câștig acest challenge. Șansele voastre de victorie sunt din ce în ce mai aproape. Se apropie cu pași grăbiți. Tati, tu chiar ai făcut-o? Eu credeam că va fi o glumă. Da, tati și-a dat seama că nu are nicio șansă cu noi. N-am nicio șansă. Ce, mai vrei una? Imediat îți aduc, dar rabdă un pic. Apropo, șaurma este foarte gustoasă. Eu mai vreau una. Dar, Mircea, vreau să-ți propun să privești acest video. Nu-i crede, Mircea, că tu deja ai băut toată apa ta răcoritoare din acest pahar. Scuze, dar cea mai apropiată sursă de apă am găsit-o la tine în baie. Și nu la voar, ci din WC-ul. Eu sper că tu speri după tine, că e WC-ul tău de altfel. Și să-mi spui ce părere ai de apa din WC-ul tău. Cât e de gustoasă! Îl umple. Și apropo, Mirisa era la curent. Este ideea ei să facem această pasă. Ce zici? Ne oprim din challenge-ul nostru. Hai, spune ceva. Hai, spune, Mircea. De ce taci? Ce s-a întâmplat? Dar spune măcar ceva, Mircea. Imediat vă spune. Mirisa, dar nu râde! Am și pentru tine un video! Ia privește! Aici! Mirisa, un pic ți-a plouat kebabul! Dar nu nimic! Câștigem noi! Ideea lui Mircea! Mircea, aici cum? Mirisa, poftă bună! Și pe la Ponderon? Dar privește tot! Tati, chiar n-ai rușine. Of, cum poți să faci așa ceva? Da lăsați-mă în pace! A fost nu doar ideea mea, și a lui Mirisa, și a lui Mircea. Și mami a fost bani afirmat, da! Stop, stop! Trebuie să vă arăt încă ceva video. Vă rog frumos, doar priviți și după aceea faceți-mi ce vreți. Vă arăt, ia privește. Iată, uite, Mirisa. Nu, prima Mircea privește. Uite aici. Atenție, Mirciulică, nu te supăra pe noi, căci apa a plecat la locul ei și paharul. Iar noi am avut
am pahar. Hai, veni să toarnă. Deja șapta robinetul. Eu zic că ești încântat de această apă. Ce s-a întâmplat, Melissa? Ce-i cu el? Cu siguranță să nu încurcăm cumva să ne punem în ciorbă. Ce? Ai văzut? Ce, tu? Și pentru tine am un video. Poftă bună, Melissa! Ai că ți-am făcut o farsă! Asta-i kebabul bun! Ai văzut? A fost o farsă! Ce s-a întâmplat? Băi, am vrut să țipați la mine, să răcniți în gura mare! Am vrut să câștig acest challenge! Gata, am înțeles, continuăm challenge-ul! Aici este premiul vostru. Să vedem cine câștigă challenge-ul. Câte zile va mai urma acest challenge? Mircea, eu propun 50-50. Jumătate de premiu mie, jumătate ție. Ești de acord? Da, așa mai merge. Wow, bună idee! Eu zic să spuneți concomitent un cuvânt. Fii sănătos! Melissa, ai pierdut! Premiul este al meu. Uite cât a fost de ușor, dar eu m-am chinuit toată ziua! Mi-a ars creierul, ce idei să mă mai fac ca să vă provoc să vorbiți! Cât de simplu a fost! Trebuia doar să strănuți tate! Dar cât de gustos a fost șaurmaua! Mai vreau una! Dar de ce ați aruncat la gunoi? La gunoi n-am aruncat șaurmaua! Era un fake! Un squishy! Deci cine a câștigat challenge-ul? Eu așa și nu am înțeles până la final. Dar eu oricum, pe parcursul acestui challenge, am mai scăpat câteva cuvințele. M-a sunat un coleg și a trebuit să răspund. Atunci să decid abonații al cui este acest premiu și dacă trebuie să-l împar cu cineva.